Salutare tuturor, eu sunt Cristina, bine ați revenit aici pe canalul meu. Astăzi vă voi face un mini haul cu ceva, să spunem așa, reduceri de la Kiko. Nu știu dacă voi mai cumpăra ceva de la Kiko cu reduceri, pentru că se apropie sfârșitul lunii, dar... Vă, vă arăt ce am cumpărat acum, câteva lucrușoare. Uh, Scuzați-mi fața, totul, dar uh, sunt uh, acasă și da, zboară o muscă care mă deranjează. Nu știu cum Dumnezeu ne-a intrat, pentru că perdele peste tot, dar în fine. Uh, ultima dată când am fost la Chico, uh, erau măștile de față. Dacă n-ați vă văzut uh, ultimul hall. Uh, cu, uh, da, ignorați și televizorul care își face treaba lui uh, pe teapa lui, face, um, caută canale, nu știu ce face, în fine. Um, vreau să vă spun că ultima dată um, am cumpărat mai multe măști uh, în um, holul de la Kiko, de data aceasta uh, am luat decât un tip de mască care ma uh, mi-a -a făcut o curiozitate pentru că eu l am, am văzut și atunci când eram în magazin ultima oară și tipa mi-a spus, prietena mea de fapt, că e o prietenă, acum pentru tine asta nu merg pentru că tu nu ai nevoie de hidratare, în fine. eu o mască hidratantă, de fapt, cam ciudată pentru că e făcută ciudată pentru mine pentru că e prima dată când folosesc ceva de genul. Am folosit măștile acelea în țesut care le pui pe față sau în șervețel, dar măștile acestea în formă de flori nu le-am folosit. Știu că am văzut la fete pe în diferite canale și în formă de legume, tip de roșii, de castravete, de ce mai știu eu ce, de felii de castravete, dar am văzut și pe bază de flori, dar eu nu le-am folosit niciodată. De fapt, cred că sunt primele pe care le văd, nu am mai văzut. Ori n-am făcut eu caz prin magazin și am cumpărat pe acestea de la Kiko. Cred că făceau parte din colecția aceea a Tu Mamăi Love. Cred că când a fost ziua femei, pe aici nu martie. Aici în Italia se sărbătorește în altă lună ziua mamei. Și da, am luat două măști dintre astea, cred că costau un euro și ceva. Dacă nu știți, vă arăt aici, dacă reușiți să vedeți, vedeți că sunt sub formă de floricele, tip mușețel și peonie. Nu știu ce e peonia, cum să vă zic acasă în română. Nu faceți caz la unghii că mi-am dat jos semipermanentul, trebuie să-l repun. Și da, o să le uh, probez mai spre perioada rece când voi avea nevoie de mai multă hidratare. După care am luat 3 uh, eyelinere colorate, vi le arăt aici. Am luat uh, topul ăsta, bronzul acesta, culoarea aceasta de uh, bleu deschis și un fel de alb. Nu știu, în perioada aceasta sunt în, în foarte nebunită după <laughs> eyelinerele colorate. De fapt, le-am mai avut, dar dacă nu le folosești după un timp scad și uh, le-am aruncat. Nu știu ce dată de uh, scădere au aici. Nu știu dacă... 9 luni, da, deci după 9 după luni se și cam usucă, dar nu mai sunt bune. Și acum, perioada de vară, îmi place foarte mult să pun, poate, un creion din acela pe toată pliapa sau un far din acela rezistent la apă și o linie de tuș colorată și gata machiajul, pentru că arată așa ceva în genul cu aplicatorul, deci cu penița, ceva de genul ăsta este la alb, așa, care vi l-am arătat. Și da, nu costau nici mult, mi se pare că 2 euro, așa că am mai luat trei, uh, masa trei culori și sunt foarte frumoase, îmi plac. Eu le folosesc pentru că pe timp de vară nu prea îmi plac creioanele. Din colecția Fold 20, um, o colecție foarte veche, am luat un creion de buze, da, dacă nu l dau pe jos și cred că nu o să mai... O, oh, Doamne! Stați așa dacă reușesc să-l scot să vi-l arăt. Că mi-a căzut sub mobilă și da. Uh... Nu pot să vi-l arăt pentru că mi-a căzut sub mobilă și trebuie să-l scot, trebuie să trag mobilă. Acum uh, bine. Uh, am luat un creion uh, ceva de culoare, aceasta e un... Uh, vă arăt culoarea pentru că e la fel ca acest creion, e o prună. Doamne, întotdeauna îmi cad lucruri pe sub mobila asta. Uh, după care, din colecția Beyond Limits, am luat un creion pentru sprâncene numărul 02, uh, nu știu, culoarea o alegeți în bază. Sper să nu mi se potrivească. Nu am înțeles creionul ăsta de aici, din capătul celălalt, la ce se folosește. Dacă se folosește ca punct de lumină sau uh, pe arcadă, nu știu. Mi se pare că am... Uh, e culoarea șampaniei, dar în fine, vedeți? E cam subțire să-l folosești pentru uh, sub arcadă. Și Ultimul produs care l-am cumpărat, un ruj pentru iarnă, pentru că acum nu-l folosesc, e din colecția Gold Waves, un stilo, este numărul 08. E un roșu din acela vișini, o vișină putredă, foarte drăguț. Atât vi scot, mai mult pentru că e foarte cald, se topește și Uh, îmi place foarte mult uh, pecul, e foarte drăguț, e, un... e destul de greu, dar uh, e foarte uh, simpatic. Așa și cam asta. Mai mult de atât n-am cumpărat pentru că uh, am foarte multe lucruri și nu nu îmi trebuiau așa de multe și plus eram și pe grabă. Deci dacă vă mai interesează, să știți că la Kiko mai sunt încă reduceri, a, cel puțin la mine aici în Italia, nu știu la noi acasă dacă mai sunt. Și da, dacă vă plac clipurile pe care vi le pun pe canal, înscrieți-vă la canal. Uh, activați clopoțelul, mai urmăriți-mă și pe Instagram din când în când, pentru că și acolo postez foarte multe lucruri și da, ne vedem în curând. Vă pup aici pe canalul meu!